Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre selfie. Ce este selfie? Este o metodă, o tendință de a îți face singur poză, de a te autopoza și apoi de a posta poza respectivă pe Instagram, pe Facebook, pe oriunde poți, pe rețele de socializare. Pentru cei care nu sunteți foarte familiarizați cu selfie, vreau să vă spun că este o tendință, în special în Occident, vine ușor-ușor și în România, începând cu Papa de la Roma până la președintele american Barack Obama, mari lideri și oameni simpli, toți își fac selfie, adică se autopozează, își fac poze singuri și apoi le postează în stânga și în dreapta. Stăm de vorbă cu pastorul Petru Bulica pe marginea acestei tendințe, acestei mode a vremurilor pe care le trăim, și anume selfie. De ce credeți că oamenii se pozează singuri și apoi vor să arate poza lor întregii planete? Da, într-adevăr, selfie a devenit un fenomen care ia tot mai multă amploare. Personalitățile pe care le-ați amintit și altele o fac pentru a deveni mai popular, deci e mai mult, are o conotație populistă, dar fenomenul acesta, mai ales printre tineri, are o cu totul altă conotație. Pentru unii este o tulburare, chiar psihică, și să fac studii intense acum la diferite universități de psihologie și de psihiatrie. Pentru alții este legat de o iubire de sine, de narcisism, pentru alții este un strigăt de ajutor. Un lucru este clar, este un fenomen care devine tot mai răspândit. Ce a fost mai întâi, oul sau găina? Ce a fost mai întâi, dorința de a mă arăta întregii lumi sau tehnica? Aici e un lucru foarte interesant. În general, tehnica și tehnologia se adaptează modei și trendului. Cred că aici s-au influențat reciproc și dacă, în general, tehnologia cam modifică mentalitatea noastră pe măsură ce avansează tot mai mult, cred că în cazul acesta mentalitatea umană, acest narcisism a dus chiar și la modificarea tehnologiei pentru a se adapta problemelor cu care se confruntă oamenii. Ați spus că selfie reprezintă pentru unii o problemă psihică, pentru alții o iubire de sine și pentru alții un strigăt de ajutor. Aș vrea să discutăm puțin despre iubirea de sine și strigătul de ajutor reflectat prin această modă, selfie. Da, cred că selfie este un simptom al faptului că oamenii de astăzi încalcă flagrant prima și cea mai importantă poruncă, adică să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. E o încălcare flagrantă a acestei prime porunci, o inversare a priorităților. Iată că oamenii se iubesc pe ei înși și nu numai pe ei, nici pe Dumnezeu și nici pe alții, și acest selfie este un simptom, o expresie a acestei iubiri de sine. Și despre strigătul de ajutor? De ce au nevoie de ajutor? Da, da. Păi gândiți-vă, selfie ce înseamnă? Să te autopozezi. Adică, de fapt, nu ai pe nimeni care să te pozezi. Te pozezi singur. Oamenii devin tot mai singuri, cu toate că sunt prezenți ca niciodată pe rețelele sociale. Și s-a constatat, de exemplu, o universitate de psihiatrie din Australia a constatat următorul lucru, că numărul de poze selfie postate de o persoană este invers proporțional cu gradul de relaționare personală la alte persoane. Adică cu cât îți pui mai multe poze din astea auto-făcute pe rețelele sociale, cu atât ai mai puțin prieteni. Cu atât ai mai puțin prieteni și cu atât ești mai singur. Și de fapt asta este un strigăt de ajutor. Sunt singur, am nevoie de cineva la care să mă relaționez. Dar cauza este această iubire de sine, la urma urmei. Această singurătate se trage cumva din grădina Edenului? Este un simptom al rasei umane? Oamenii au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu nevoia de a cultiva relații,
omul este o ființă socială după modelul lui Dumnezeu, care există ca o comuniune perfectă între trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar după căderea în păcat, omul a fost afectat și această cultivare a relațiilor este tot mai dificilă atunci când nu ai o relație personală cu Dumnezeu. Selfie face parte din religia, din una dintre religiile moderne și anume aceea de a iubi pământul, de a iubi natura, de a iubi omul? Nu știu, nu m-am gândit la asta, dar cu siguranță că face parte din religia aceasta a iubirii de sine, a narcisismului, a hedonismului. Pentru unii este într-adevăr selfie o platformă de promovare a propriei imagini, dar în același timp cred că este și o tulburare. Și tot mai mulți psihiatri ajung la concluzia că selfie reflectă o tulburare mentală și o numesc, au și un nume care e greu de tradus în limba română, body dysmorphic disorder, adică o tulburare cu privire la modul în care îți vezi anumite părți ale trupului. Oamenii devin tot mai nesatisfăcuți cu privire la modul în care arată. Și din cauza asta își postează foarte multe poze pe internet și s-a constatat că, de exemplu, într-o statistică care a cuprins fete între 12 și 16 ani, 72% dintre ele își postează pe internet poze din acestea selfie în care nu apare imaginea chipului lor, fața, ci anumite părți ale corpului, mai ales acelea cu privire la care ele sunt nefericite de cum arată, dar în acele poze ele le fac în așa fel încât să arate mai bine. Și s-a ajuns la o asemenea obsesie încât foarte mulți tineri petrec și până la 10 ore pe zi autofotografiindu-se. Una dintre ideile principale în Biblie este jertfa. Să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Unde este echilibrul între a-L iubi pe semenul tău, pe aproapele tău, ca pe tine însuți? Asta este. S-a ajuns la pierderea acestui echilibru datorită îndepărtării oamenilor de Dumnezeu. S-a pierdut acest echilibru, s-au inversat prioritățile, nu-L mai iubim mai întâi pe Dumnezeu și apoi pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și vedeți că Biblia nu exclude să ne iubim pe noi înșine, adică să ne purtăm nouă de grijă, să purtăm de grijă trupului nostru, sufletului nostru. Dar Biblia impune anumite priorități. În momentul în care aceste priorități se pierd, oamenii încep să se iubească doar pe sine. Și e normal ca spiritul acesta de jertfă, de sacrificiu, să dispară. Sunt gata să fac totul pentru mine, dar nu pentru altul. Când, de fapt, Dumnezeu ne-a dat exemplu suprem în persoana Domnului Iisus Hristos, care atât de mult ne-a iubit pe noi, încât a fost gata să vină jos pe pământ, să sufere, să fie batjocorit și apoi să fie crucificat în locul nostru, ca noi să putem să avem viață veșnică. E o cu totă altă ordine din perspectivă divină. Și este foarte interesant că Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a luat chip de om. Da. Noi, adică, mă rog, cei care sunt, să nu zic obsedați, care sunt ahtiați după selfie, își iau doar chipul lor. Pe când Domnul Iisus Hristos a lăsat slava care era în cer lângă Dumnezeu și a luat chip de om. Din dragoste pentru noi, da. Iată că omul de astăzi se iubește atât de mult pe sine încât ajunge să se urască pe sine. Pentru că fenomenul acesta selfie este o reflectare a faptului că îmi urăsc anumite părți ale corpului care doresc să arate mai bine. Vă reamintesc, stimați ascultători, discutăm în rubrica La Ordinea Zilei despre selfie. Este o modă apărută foarte recent de a-ți face poze, a te autofotografia și apoi de a posta pozele respective pe rețele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, pe oriunde poți. Nu întotdeauna selfie este un lucru foarte curat, dincolo de aspectele care țin de psihic. Din punct de vedere moral, mă refer, nu este întotdeauna un lucru foarte curat. Deci se fac poze cu părți care țin de sex, care țin de lucruri imorale și apoi sunt publicate aiurea de-a lungul și de-a latul pământului. De ce?
De ce? Păi... Să-ți pozezi anumite părți intime ale corpului și să le publici pe internet, să te poată vedea oricine. Da, bine, măcar că e cât de cât o cezură cu privire la ce se poate publica, pentru că altfel cine știe unde s-ar ajunge. Dar oricum, chiar și pozele care par curate, cele mai multe dintre ele au o conotație sexuală, care, iară, din nou, este o reflectare a faptului că omul se iubește pe sine și doar pe sine, și nu pe Dumnezeu și nu aproapele. Care este rețeta pentru a rămâne echilibrați și pentru a rămâne normali într-o lume din ce în ce mai ciudată, inclusiv în domeniul acesta al propriului chip, a propriei imagini? Ce da, să facem să rămânem normali? Da, întrebarea este foarte bună și eu sunt foarte dezamăgit de faptul că personalități, și iată că și personalități religioase, hai să zicem că cei din lumea politică, asta sunt, ei sunt obișnuiți cu compromisul. Dar dacă și personalități din lumea religioasă, de dragul popularității, încep să-și publice asemenea poze, ei transmit un mesaj foarte, foarte greșit înspre tineri. Un mesaj care îi îndeamnă să continue în modul acesta. Dacă, de exemplu, personalitatea aceea religioasă care și-a publicat o poză selfie ar fi făcut lucrul acesta, dar cu explicații și spunând, uite, este o poză care mi-a făcut-o eu, dar eu vă atrag atenția, dragi tineri, că este un mare pericol în ceea ce faceți, aș fi înțeles. Dar când o faci de dragul popularității, este un lucru foarte greșit. Acum, ce este de făcut? În orice caz, nu de a încuraja fenomenul acesta, ci de a îndemna pe acești tineri, oamenii care au început să fie deja dependenți de selfie, pentru că îi creează dependență, să îi îndemnăm să își revizuiască viața și să aibă o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cred că numai o întoarcere totală la Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Ce se poate face în privința credincioșilor din biserică, în privința creștinilor care sunt sinceri și care vor să-și trăiască viața cu Dumnezeu, pentru că acum nu mai sunt bariere cum erau mai de mult. Lucrurile din lume pătrund așa ca un val năpraznic și peste inima și peste mintea credincioșilor, pentru că ei stau în biserică 3, 4, 5, 6 ore pe săptămână, dar în rest sute de ore sunt afară. Da, dar știți care este problema? Tot mai mult există o prăpastie între ceea ce credem și în valorile în care le proclamăm și le mărturisim duminica și modul în care trăim de luni până sâmbătă. Și prăpastia aceasta se lărgește. Și s-a constatat că creștinismul contemporan este bolnav. Oamenii cred lucruri corecte, că de aceea se duc la biserică, dar de luni până sâmbătă se lasă influențați de cultura în care trăiesc fără să-și dea seama și încep să trăiască ca și lumea. Ei, eu unul, nu cred că e bine ca cei care merg la biserică să cadă în capcana aceasta de a practica lucrurile acestea ca selfie, care pare la prima vedere ceva nevinovat, dar te duce și te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și te duce în situația în care începi să te iubești mai mult pe tine și numai pe tine și să uiți de Dumnezeu și de aproapele tău. Cineva spunea, cultura mănâncă strategia pe pâine sau culture eats strategy for breakfast. Ce înseamnă asta? Cultura în care trăim și-a format asemenea mecanisme încât ne schimbă perspectiva fără ca noi să ne dăm seama. E atât de puternică cultura în care trăim încât deformează mentalitatea oamenilor și chiar credința lor și modul de viață. Dacă și noi creștini cădem în această capcană, suntem pierduți și generațiile următoare vor avea de suferit. La final aș vrea să privim puțin la perspectiva lui Iov, neprihănitul Iov. În capitolul 42 al cărții sale din Biblie, Iov spune: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, vorbind Iov cu Dumnezeu, spune aceste cuvinte, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Este incredibilă această perspectivă a lui Iov în momentul când îl vede, când se întâlnește cu Dumnezeul cel atotputernic. Da, și cred că asta este și soluția pentru vremurile în care trăim, pentru că selfie nu este singurul fenomen care ne alarmează. Ca oamenii să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu, să privească mai întâi la Dumnezeu,
ca să poată să privească corect la ei și la semenilor, ca oamenii să asculte mai întâi ceea ce spune Dumnezeu și apoi să poată să asculte corect semnalele care vin din lume. Și când facem lucrul acesta, perspectiva noastră se schimbă. Când nu privim și nu-L ascultăm pe Dumnezeu, atunci noi vedem lumea și viața noastră o vedem printr-o perspectivă pur umană. Când privim la Dumnezeu, începem să vedem lumea, să ne vedem pe noi înșine, pe aproapele nostru, prin perspectiva lui Dumnezeu. Și atunci este imposibil să nu ne pocăim și să ne dăm seama că nu suntem așa cum trebuie și că trebuie ca viața noastră să se schimbe. Și se poate schimba, nu prin propriile noastre puteri, ci prin puterea lui Dumnezeu, atunci când noi ne pocăim, ne punem încrederea în Hristos și El trimite Duhul Său cel Sfânt să ne schimbe viața și să ne ajute să trăim altfel. La final aș vrea să vă rog să înălțăm împreună o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu toți cei care își dau seama că totuși nu este tehnica, tehnologia și tendințele actuale nu sunt chiar nevinovate sau nu sunt deloc nevinovate. Și aș mai cita un verset din Psalmul 111, versetul 10, care spune: Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. În ciuda a tot ceea ce ni se vestește pe toate canalele media, frica Domnului de fapt ne duce la o minte sănătoasă. Așa este, așa este. Doar frica și reverența de Dumnezeu. Dacă putem să înălțăm o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Da. Doamne, Dumnezeul nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău, îți mulțumim că Tu ne-ai dat cuvântul Tău și Tu ne-ai arătat în istorie că ești un Dumnezeu căruia îi pasă de noi, un Dumnezeu care iubește și care și-a demonstrat dragostea dându-L pe singurul Său Fiu să moară, să vină jos pe pământ, să sufere, ca noi să putem să avem viața veșnică, să putem să avem o altă perspectivă asupra vieții, asupra relației cu Tine. Doamne, ne rugăm pentru toți aceia care au fost prinși în capcana lumii acesteia, care au lăsat ca lumea din jurul lor să-i croiască după calapodul ei și tot mai mult se îndepărtează de Tine. Te rugăm să ai milă de ei. Ne rugăm în mod special pentru tinerii care au fost prinși în capcana aceasta în care au început să se iubească mai mult pe ei înșiși decât pe Tine sau aproapele lor. Te rugăm să Te înduri de ei, Doamne, și să le dai o perspectivă corectă. Scoate-le în cale, Doamne, oameni evlavioși care să poată să învețe, care să poată să-i ajute să vadă lucrurile așa cum le vezi Tu și nu așa cum le vede lumea în care trăim. Toate acestea Te rugăm în numele Fiului Tău, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Petrică Bulica. Am vorbit despre selfie, o modă, o metodă, o tendință a zilelor foarte actuale de a oamenilor de a se autofotografia. Își fac poze cu telefonul mobil sau cu aparatul de fotografiat și apoi publică acele poze de-a lungul și de-a latul internetului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.